Direct scandal în Parlamentul Israelului la dezbaterile despre un proiect de lege pe tema pedepsei cu moartea pentru terorism. Parlamentarii de extremă dreapta din partidele aflate la putere au țipat la familiile ostaticilor ținuți de gruparea teroristă Hamas în fâșia Gaza. Rudele captivilor se tem că, odată înaintată, legea ar putea avea urmări grave pentru ostatici. Inițiativa legislativă a fost înaintată de partidul extremist Puterea Evreiască, condus de ministrul israelian al Securității Naționale, care a afirmat că moartea este tot ceea ce înțeleg cei din organizația teroristă Hamas și agenții săi. Un alt ministru israelian a spus însă că legea nu va fi adoptată acum și că scandalul nu era necesar. Liderul opoziției, Yair Lapid, a criticat acțiunile deputaților de extremă dreapta, pe care le-a calificat drept rușinoase și obtuze. להבנתי ולהשקפתי מסכן חיים של יהודים. ובמקום לדבר על מוות, שזה המילה שהכי הרבה שמעתי פה סביב השולחן הזה, תדברו על החיים. 239 חיים. תוציא אותם, ואחר כך תדבר על שיתוח, על מיתות, על עונש מוות, על מוות. אני חושב שעונש מוות מחויב כדי שלא יחזרו עוד אירועים. כמו שראינו, עוד טבח. שם, יש לי אישה שם. מה בוער עכשיו להיכנס איתם למצב שבגלל שאתה רוצה עונש מוות למחבלים ולהעלות את זה עכשיו בוועדה, אתה, האם אתה תהיה מוכן שהדם של האנשים האלה, שחס וחלילה, בעקבות הרעה הזאת ובעקבות הדחיפות המטופשת הזאת,